Bun, atunci încetez să mai fiu procuror. Și ultima întrebare o să fie în calitate de jurnalist, ba chiar în calitate de simplu cetățean. Dacă v-ați gândit, doamnă Chioveși, în urma activității dumneavoastră din 2013 și până acum în fruntea Direcției Naționale Anticorupție, dacă v-ați gândit vreun moment la posibilitatea suprimării dumneavoastră fizice? Nu m-am gândit. Eu da. Mulțumim foarte mult, încheiem aici avocatul diavolului. Sărăuna, mulțumim că ați venit la noi în studio și vă mai așteptăm. Mulțumesc. Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM. Are you ready?